Șeful poliției locale Călare din Iași a fost arestat preventiv în această după-amiază, acuzat că ar fi violat de mai multe ori o fetiță de 11 ani. Victima era eleva lui la cursurile de echitație pe care le ținea într-o localitate de lângă oraș. Polițistul în vârstă de 37 de ani neagă acuzațiile și spune că totul este o răzbunare pusă la cale de părinții fetei, cu care ar fi avut unele neînțelegeri legate de vânzarea unui cal. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Sunt nevinovat, nu am făcut așa ceva. Sunt nevinovat. Cred că este o răzbunare. De ce? De cine? Sunt de făimare. Nu am făcut așa ceva. Cel care în aceste secvențe reclamă o răzbunare este Tiberiu Cebotaru, șeful serviciului de poliție locală Călare din Iași. Agenții de la investigații criminale l-au reținut după ce părinții unei adolescente l-au reclamat la parchet că le-a violat fetița. Abuzurile ar fi avut loc într-un centru de echitație din localitatea Miroslava, de lângă Iași, unde polițistul era instructor. Acolo, spun anchetatorii, profitând de rolul său de antrenor și de vulnerabilitatea persoanei vătămate minore, prin constrângere fizică, amenințarea cu un cuțit și psihică, ar fi supusă pe adolescentă la 3 raporturi sexuale în 3 împrejurări diferite. Agresiunile ar fi avut loc în septembrie și octombrie anul trecut, când fetița avea 11 ani. Anterior, între ianuarie 2021 și mai 2022, cea mică ar fi fost supusă de șeful serviciului de poliție locală Călare din Iași la alte abuzuri. Ar fi supus-o la acte de natură sexuală, prin constrângere psihică, atingând-o în zonele intime în timpul cursurilor, au transmis procurorii. Tiberiu Cebotaru a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Situația este una foarte gravă și niciodată nu m-am așteptat să înregistrăm un asemenea eveniment. Am fost surprins de faptul că a fost reținut. Viol în formă continuată, agresiune sexuală în formă continuată, înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii sunt infracțiunile de care este acuzat șeful serviciului de poliție locală Călare din Iași, Tiberiu Cebotaru. De ce ați fost dat 30 de zile? În apărarea lui, polițistul a adus un document medical prin care legiștii nu au putut confirma actul sexual din considerente care țin de fiziologia victimei. S-ar fi putut întâmpla cum nu s-ar fi putut întâmpla. Considerăm că sunt la dosar probe construite, o răzbunare cu privire la vânzarea unui cal. Polițistul susține că s-a înțeles să vândă familiei fetei un cal cu 23.000 de euro, dar pentru că a primit doar 8.000 de euro, nu l-a mai dat. De această tranzacție știau și șefii lui din poliția locală. În luna septembrie a venit o doamnă care a reclamat că nu îi se restituie o sumă de bani după ce a avut o tranzacție cu acest coleg cu un cal. Calul oferit spre vânzare nu ar fi aparținut polițistului și de aici infracțiunea de înșelăciune de care este acuzat acum. Cât privește exercitarea fără drept a unei profesii, procurorii spun că polițistul nu avea autorizație să ofere cursuri de echitație și avea închiriat un spațiu pentru această activitate. Așa să mă ridicam, da? Acel adăpost pentru cabaline este închiriat de acest om în numele a unor proprietari de cai, de curse. Prestează servicii către acele persoane, adică îmi fac antrenament cu cai respectiv. Are un graj în care sunt cazați niște cai, nu știu, 4-5. Șeful serviciului de poliție locală Călare din Iași are 37 de ani. Este căsătorit și tatăl a două fete, una de 9 ani și cealaltă de 11 ani. În poliție lucrează de 5 ani, când a fost angajat în urma unui concurs. De profesie este medic veterinar.